UTA s-a impus în deplasarea de la Poliaș, scor 2-0. Lupta pentru salvarea de la retrogradare este palpitantă. Patru formații sunt despărțite de un singur punct în coada play-out-ului: Dinamo, FC Botoșani, Poliaș și FCU Craiova. Minutul 62 a consemnat deschiderea scorului. Pop și Omondi au combinat perfect în partea stângă, iar Ezechiel a apărut la finalizare cu execuție simplă. În minutul 83, Luca se înscapă singur pe contraatac și dublează avantajul. S-a terminat 2-0, un rezultat care inflamează lupta la locurile de baraj pentru rămânerea în primul eșalon.